Angiosperme, familia fasolei. Resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Fasolea este o plantă leguminoasă, ierboasă și anuală, originară din America. Este cultivată cu precădere în zona de câmpie, dar se cultivă și în zone cu climat mai răcoros. Rădăcina este pivotantă, bine înfiptă în pământ și pe ea se găsesc numeroase nodozități. Nodozități în care se află bacterii fixatoare de azot cu care planta are o relație de simbioză. Înălțimea tulpinii variază de la 20 cm până la 2 sau chiar 3 metri. Unele tulpini se pot răsuci în jurul suportului, spre exemplu, în jurul unor araci și ajung la înălțimi considerabile. Frunzele sunt imparipenat compuse, formate din 3 foliole. Floarea este formată din 5 sepale verzi, 5 petale albe sau alb-violet, care au mărimi diferite. Una mare, numită stindard, alte două laterale, mai mici, numite aripioare, și două petale concrescute, adică unite, care formează carena sau luntrea. Prezintă de asemenea stamine și pistil. Fructul poartă numele de păstaie, teacă sau legumă și închide în interior semințele sau boabele de fasole, care conțin o cantitate mare de amidon și au o importanță alimentară deosebită. Colectați semințe de la diferite soiuri de fasole și realizați o colecție cu acestea. Realizați o scurtă prezentare a importanței altor plante înrudite cu fasolea. Spor la lucru!